Acum o lună a fost cuprins de flăcări blocul locativ numărul 15, de pe strada Lenin din orașul Basarabeasca. Au ars în totalitate acoperișul și 4 apartamente de la etajul 2. Apartamentele de la parter nu au fost afectate de foc, însă au fost inundate. În urma acestui incendiu devastator, au rămas fără de locuințe 8 familii. Actualmente, reprezentanții autorităților publice locale depun toate eforturile necesare pentru restaurarea acestui bloc. Astăzi avem proiectul tehnic al construcției și al blocului respectiv. Remiza de vagoane numărul 4 a pus la dispoziție un muncitor auxiliar, iar calea ferată ne-a pus la dispoziție 2 lucrători și tehnică, un tractor pentru transportarea materialelor de construcții și o macara pentru demontarea acoperișului. Astăzi, la fața locului, muncește o echipă din 4 muncitori, care se ocupă de lucrările de reconstrucție a acoperișului. Sperăm că săptămâna aceasta se va turna fundamentul, apoi se va instala acoperișul. În timpul apropiat va fi convocată ședința Consiliului Raional și se vor acorda 40.000 de lei, adică câte 5.000 de lei pentru fiecare familie. Acești bani vor fi folosiți de asemenea pentru restaurarea acoperișului casei. Am colectat toate documentele de la primărie pentru ca să ne adresăm cu un demers fondului de rezervă al guvernului. Speranțe sunt puține și totuși sperăm că guvernul va reacționa și va ajuta acești oameni. Trebuie să ne unim eforturile ca până la anul nou, cel puțin oamenii de la parter să intre în casele lor, căci etajul 2 trebuie renovat în totalitate. În același timp, noi am intervievat și sinistrații, care ne-au spus mai multe despre modul în care se execută lucrările. Lucrările se desfășoară, dar cu întârziere, totul este cu întârziere. Ne împiedică în special birocrația, dar lucrările de reconstrucție se execută. Ca locatar al casei observ că se face totul și deja se pregătesc de căptușeală. De cât timp este nevoie pentru a restaura acoperișul? Sunt oameni care spun că e nevoie de 2 săptămâni, dar dacă ar fi bani la timp, atunci într-adevăr în 2 săptămâni s-ar putea finaliza totul. În aceste zile ploioase de toamnă, acești oameni din răsputeri încearcă să-și protejeze casa. Când a plouat prima dată, noi am acoperit acoperișul cu ce am putut. Când au început să vină ploile, noi întotdeauna acoperim, dar nu suntem în stare să acoperim totul. Este practic imposibil, alții nu au această posibilitate și de aceea se distrug pereții. Victimele incendiului vor beneficia și de un ajutor social în sumă de 800 de lei. Potrivit calculelor preliminare pentru renovarea acestui bloc locativ, este necesară suma de aproape 1 milion de lei.